Salutare băieți și fete, eu sunt Ionut și astăzi ne vom juca un joc horror. Astăzi vom încerca First to Fathom, un joc foarte interesant, un joc horror, un joc captivant, un joc făcut din poveștile din viața reală și a venit timpul să terminăm toate capitolele, de fapt toate episoadele, dar nu astăzi fiindcă vom începe cu 1 și până la 5. Fiindcă o săptămână s-a lansat episodul cu numărul 5 și a apărut foarte interesant și am zis să-l încerc și eu. De asemenea, boys, nu uitați de like și subscribe în caz că mai vreți First to Fathom. O să facem home alone, adică singura acasă. Și aici jos avem e-mailul developerului și în caz că ai o poveste interesantă, poți să-i trimiți povestea lui și el va încerca să facă din povestea ta un joc. Și asta mi s-a părut foarte interesant Hai să dăm la episodul cu numărul 1 Vedeți că avem Home Alone, Nordwood, Carrison House, Ironberg Și semnul întrebării care este episodul cu numărul 5 Un episod foarte special Hai să dăm la Home Alone Și să începem Ok, nu am vrut să pun pe Reddit Să pare ceva o ficțiune Dar nu știu cum să încep Aha Mă scuzați fiindcă nu am Capacitatea de a povesti sau ceva de genul ăsta Interesant, interesant Hai să vedem povestea Eu zic să încep. A fost la mișlocul verii Părinții mei au plecat în weekend din cauza muncii Ok Și pe mine m-a lăsat singur Aparent uh, Și nu am menționat programul meu de dormit Am mai zis ceva acolo dar n-am apucat Fiindcă prea repede se scurg Mamă, bu. Bă, asta, bă? Bă, asta? Alarmă de la 8 dimineața ești de bun. Ok, ne-am trezit. Suntem aici, ne-am trezit. Hai să vedem acum. Eu m-am mai jucat jocul ăsta pe live. M-am mai jucat First of Phantom pe live, Home Alone. Și nu știu până unde am ajuns, dar știu că l-am terminat. Am terminat și al doilea episod și primul episod și al doilea. Și cred că am rămas la al treilea episod care este foarte greu. Hai să vedem. Ne ducem și noi. Hello! Careva pe acasă? De fapt, sunt singura acasă. Aici ce este? Asta e planul meu pentru indivizii care intră în casă sau cum? Că nu-mi dau seama. Dar lasă, că nu e nicio problemă. Mamă, ce casă frumoasă am. Mamă, mi-a trimis trei mesaje. A, ah, lol. Uh, da, Manson, Oliver și mama. Ok, nu trebuie să comand nimic. Fiindcă ți-am cumpărat eu la cred că a vrut să zic că lasagna. te în frigider. Ok, și aici cine zice? Probabil că o voi face în seara asta. Lol, sem. Parintii mei sunt plecați peste noapte. Pot veni să ne jucăm Mario Kart. Uh, o sa te anunț. Ok, ok, sună pe jos, se abar n cine este asta. Promit ca voi avea planuri cu Nat. Nat. Cine este nat ăsta? Hm? Bă! Cât rălă tu crap, stai că am uitat. De deci ce se deschid jaluzelele? Deci a zis că ne-a lăsat ceva. Cred că lasagne a vrut să zică. Aha. Cred că asta, nu? Și acum trebuie să o încălzim. Ca așa ține o minte, că trebuie să încălzim mâncarea înainte să o mâncăm din frigider. Așa că haide să încălzim mâncarea. Hmm, și așteptăm la ceas. Așteptăm să sune pe aici. Între timp, mai verificăm casa. Mai verificăm puțin casa să vedem care este treaba pe aici. Ne plimbăm, admirăm chestiile. Nu știu dacă este zi sau noapte. Fiindcă nu-mi dau seama, efectiv eu nu-mi dau seama dacă este zi sau noapte. Uh, cred că ni s-a făcut mancarea Nu te cred că avem o piscină în spate. Mamă, cum este piscina asta. Mă bolăcesc puțin. Aveți da, că e cam mică. Cred că e piscină pentru copii și avem o mașină. Bro, ăsta e Audi A4 sau A3? Bro, ăsta e Audi A3? Țin minte că așa arată un Audi, nu? Numai că n-are sigla asta aici în față. Dar vezi că e șmecheră mașina. O mașină decentă, păcat că sunt un copil. Da, hai să intrăm... În casă am vrut să zic. Să intrăm în casă. Și să ne ducem să mâncăm Fiindcă ne este foarte foame Ok Ne-am luat mâncarea Este foarte fierbinte Și trebuie să ne uităm la TV Trebuie să ne uităm la televizor apare. Ne ducem să ne uităm la televizor Domnul televizor Cum mai ești? Avem vreo telecomandă pe aici Și cum mă pun? A, după click stânga Nu-ți dă niciun indiciu jocul asta. Uh. Cum aprin televizorul? To get up space Nu stiu Putem să-l deschidem așa? A, lol Chiar îl putem deschide așa Pur și simplu Apăsând pe televizor Da, ce e asta? Povestea cu dinozaur? Că nu înțeleg Nu stiu bro, uite și tu Undeva prin pădure Cred că aici e povestea lui Greni Să mă bată, babă, de nu-i povestea lui Greni Mmm, ce bună e lasagna! Mai luăm o gură de lazane chiar mi-a făcut foame de lasagne și poftă. Opa! Poți Bă, cine-i băiatul ăla? Eu sunt? Ok, mi s-a făcut foarte somn după mâncarea asta, așa că trebuie să mergem. Ok, putem să aruncăm tava, fix acolo am vrut să aruncăm. Nu înțeleg ce vrea băiatul ăla să facă. Nu înțeleg nimic din filmul ăsta E satanic filmul ăsta Hai să-l închidem că o să-mi fie foarte, foarte frică după Ok, Oliver ne-a mai trimis două mesaje A trebuit să renunț că a apărut ceva Trebuie să vii la Jessica U, uh, Jessica Iar Oliver ăsta m-a nebunit. Ce asta? U, Nu știu ce e asta. Cred că e camera părinților care are un pat așa pentru două persoane. Da, cred că e camera alor mei. Hai să închidem ușa. Că nu interesează la câine cât vrei. Da, cred că trebuie să ne ducem să dormim. Uh, trebuie să ne ducem să dormim. Fiindcă așa ne-a zis că după mâncarea asta copioasă trebuie să ne ducem la somn. Dar prima oară trebuie să lucrăm la planul nostru ingenios. Uh, aici era, nu? Aici. Încă nu înțeleg ce vrea băiatul ăsta să facă. La ce muncește? Că foarte curios. Mmm, o munce la construcții? 12.38. Ori dimineața? Dimineața. Sau? Seara. 12.38 seara. Ok. E bine, acum cred că ne putem pune la somn. Mama mi-a mai trimis două mesaje. Nu stați până târziu. Păi de ce, mamica, nu mă lași să stau până târziu? A trebuit să ajung la Paula de data asta. Ok, nu prea mă interesează. Hai să dormim. Putem să dormim? Putem să dormim, mă. Ca noi suntem șmecheri mafios, putem să dormim. Bate inima. Bate inima ca la grauri. O nu dimineața? Îmi este sete. Noi pentru asta mă trezesc că mi este mie sete. Hai să ne ducem atunci, dacă ne este sete, trebuie să bem apă. Nu, dar ce se aude, mă? Mă, ce se aude așa? Cine bate? Hello? E cineva pe aici? Că tu cu crowd, dar de ce mă pune să... Hello? Hello? No? Ok, nu trebuie să mai fac greșeala aia. Oh, deci dacă deschizi ușa te prinde, bă. Dar nu știu cine te prinde. Şş, mai ușor pe aici. Mai ușor. Deci ne ducem să bem apă. Că nouă ne este foarte sete. Ne ducem să... Mama, mama, mama. Dar nu-i nimeni la ușă. Chidem ușa. Nu-i nimeni la ușă. Foarte interesant că nu-i nimeni la ușă. Hello? E cineva afară? Lol. Ce aici? Nu este semnal. Păi și nu pot să închid televizorul? Sau care este treaba? Ok, ne ducem sus din nou. Vom arunca sticla asta că nu avem nevoie de ea, chiar dacă am făcut puțină gălăgie. Da, deci ne ducem în cameră la noi, că nu știu ce se întâmplă. Încercăm să dormim? Din nou, hai să vedem. Incerca să dormim din nou. Mamă, mi-a trebuit o poză. Cine este la ușă? Tu ești? Nu te cred. Pro, cine e la ușă? Cine este la ușă? Nu te cred. Mama mea mai trimis patru mesaje. <g tay -tune> Bă, cine ești tu? Bă! O nu, o nu, m-a văzut. M-a văzut. Inima mea bate din ce în ce mai tare. Gata, 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 totul este bine. Ne ascundem. Mamă. Ce mesaj mi-a trimis mama? Ia să vedem. A spart cineva geamul. Sună la poliție. Închide toate ușile. Cum puteți să închidem ușile? Ascunde-te în dormitor. Cineva? Sună la sonerie. Cineva sună la sonerie. Cine este acel cineva? cine este acel cineva Paula este la ușă, nu te cred. Hello? Paula este la ușă. Oh, nu. Nu, 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 nu. Oh, nu, 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 no. Eu sunt un copil. Vreau doar să dorm și să stau. Nu, nu, nu. Nu, nu ne ducem la ușă, nu. Este foarte periculos la ușă. Poți să sun tu până mâine, oricum nu-ți deschid, Paula. Nu cred că este Paula, Shai. Mai sună? Nu mai sună. Oh! Poliția! Salvat de clopoțel! Au venit gapuri să mă salveze! Sunt aici! Jocul este făcut de... Rail. Sunt aici, mami! Mi-a fost doar de tine! A venit poliția, bă! A venit poliția! Păi și... Uh, cum se termină jocul? Un final fericit. Și s-a închis jocul, efectiv. Da, s-a închis jocul. Da, boys, eu sper că v-a plăcut. Asta o să fie primul episod din First to Fathom. Sper că v-a plăcut și bineînțeles o să ne vedem data viitoare, boys, cu un nou videoclip. Bye, bye!